Ambasada SUA din România a anunțat promovarea programului de reînnoire a vizelor fără interviu. Noul program are scopul final de a aproba un număr record de vize pentru cetățenii români. Într-un comunicat oficial, ambasada a reamintit solicitanților de viză avantajele programului de reînnoire a vizelor fără interviu. Instituția a evidențiat că aceasta face parte din planul SUA de îmbunătățire și simplificare a serviciilor care au legătură cu acordarea vizelor. Comunicatul menționează că acest program permite celor care au avut anterior vize să le reînnoiască fără a fi necesar un nou interviu la ambasada SUA din capitală. Secția consulară a ambasadei SUA din România promovează programul de reînnoire a vizelor fără interviu, cu scopul de a aproba un număr record de vize pentru cetățenii români eligibili în anul fiscal 2024. Avem plăcerea de a reaminti solicitanților de viză despre avantajele programului de reînnoire a vizelor fără interviu, ca parte a planului nostru de îmbunătățire și simplificare a serviciilor de viză. Acest program permite solicitanților cărora li s-au eliberat anterior vize să și le reînnoiască fără a se prezenta la un nou interviu la ambasada SUA din București. Aflăm din comunicatul ambasadei americane. Potrivit ambasadei americane, solicitanții de viză interesați să beneficieze de acest serviciu sunt îndemnați să acceseze pagina dedicată reînnoirii vizei. Aici, aceștia pot găsi mai multe informații referitoare la criteriile specifice pentru înnoirea vizei fără a fi necesar un interviu. Pe pagina web US Travel Docs, dedicată programărilor pentru interviu, solicitanților li se vor pune o serie de întrebări care reflectă criteriile de eligibilitate pentru reînnoirea vizelor. Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor primi instrucțiuni pentru a imprima pagina de confirmare fără interviu și pentru a depune ulterior documentele necesare la unul dintre centrele de firmă de curierat din România. Documentele necesare includ pașaportul actual și cel anterior, pagina de confirmare a formularului DS-160, fotografii recente, chitanța pentru taxa de viză sau dovada plății acesteia, pagina de confirmare cu mențiunea fără interviu, documentele corespunzătoare în funcție de categoria de viză solicitată.